presa liberă trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Bună seara, dragi telespectatori, sunteți la Presa Liberă Trecere. Avem o ediție în care discutăm cu doamna senator Liliana Zvârnea. Vom discuta cu invitata ediției despre programul care asigură fonduri pentru irigații. Vom vedea ce se mai aude despre noul val al pandemiei, dar și despre școala de vară a doamnelor social-democrate și despre școala de vară, de ce nu, a tinerilor buzoieni. Tinerii social-democrați. Bună seara, bine ați revenit, doamna senator. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Ce se mai întâmplă, doamna senator, în ultima perioadă în țară? Ce se mai întâmplă la Râmnicu Sărat? Ce se mai întâmplă în județul Buzău? Pentru că reprezentați județul Buzău. Sunteți senator social-democrat din partea județului Buzău. Da, deși este vară și de obicei în luna august cumva majoritatea preferăm să mergem în concedii, lucrurile evoluează și sunt într-o continuă schimbare de la partea de educație, unde știm că avem legea educației în dezbatere publică, până la interesul guvernanților pentru a limita efectele secetei, efectele creșterii de prețuri în urma creșterii prețului la energie și la gaze naturale, dar și o atenție deosebită către evoluția infectărilor, care vedeți că în ultima perioadă încep să crească numărul de infectări. Și atunci măsurile trebuie obligatoriu să le luăm și să prevenim cumva un eventual val la care majoritatea țărilor se așteaptă. Nu știu, sunt subiecte importante. Aș începe cu partea de irigații, pentru că în aceste zile ANM-ul ne-a avertizat că există o secetă pedologică severă, adică o lipsă de apă în sol, ceea ce a dus, așa cum vedem cu toții dacă ne uităm în jurul nostru, la recolte, practic la nerealizarea recoltelor la care ne așteptam și agricultura ne ajuta întotdeauna. Un dezastru total. Da, un dezastru. De la porumb, la grâu am înțeles că totuși la nivel național producția este bună. Și pe zona asta de pâine nu o să avem probleme. Probabil că prețurile vor fi mai mari ca urmare a creșterii prețului la utilități, la salarii, dar cu siguranță vom avea pâine, făină, ca să fim mai concreți. Din păcate, probleme sunt pe partea asta de porumb, de floarea soarelui. Și chiar dacă a mai plouat când și când, ați văzut că au fost fenomene severe, de fapt. Piatră, descărcări electrice, cantități masive care, în loc să... Când plouă liniștit, apa intră în sol și contribuie cumva la... contribuie la creșterea plantelei. Dar când cantățile sunt mari, apa, practic, știm cu toții, nu reușește să intre în sol și provoacă mai mult daune decât beneficii. Seceta asta și pe fondul caniculei cu temperaturi foarte ridicate au creat probleme. Probabil că am fi stat mai liniștiți dacă ceea ce ministrul Daia a propus în primul mandat, ministrul agriculturii, s-ar fi realizat și s-ar fi prevăzut și în PNRR. Este vorba de sistemele de irigații. La acest moment avem ca suprafață irigabilă 1,8 milioane de hectare la nivel național și ministrul Daia a reușit să obțină 1,5 miliarde lei pentru finanțarea, pentru creșterea cu 50% a suprafeței care urmează a fi irigate. Cu această sumă urmează să se înființeze, să se facă noi sisteme de irigații, de secare și drenaj, mai precis canale secundare și canale principale de irigații, dar și legătura de la aceste canale secundare către suprafețele agricultorilor pentru irigații. Adică 50% din asociații vor beneficia de... în urma realizării acestui sistem, de posibilitatea de a iriga suprafețele cultivate.
și atunci banii investiți se vor regăsi cumva și în profit și în ceea ce urmează să realizeze ca și producție. Dar deci sunt șanse ca aceste suprafețe irigabile să fie dezvoltate, să crească numărul acestora. Da, prin bani alocați cu siguranță. Se renegociază în același timp sume din PNRR care se îndrepte către sistemul de irigație. Este păcat că noi avem o suprafață agricolă foarte mare și suntem cumva, putem deveni lideri în ceea ce privește exportul de cereale. Devansăm clar Ucraina în acest moment și dacă nu reușim să irigăm aceste suprafețe astfel încât să avem producții care să ne satisfacă, în primul rând să ne asigure consumul intern și apoi să mergem pe export să obținem profit. Este o perioadă, vedeți că în toată presa se discută despre probleme în ceea ce privește hrana și că sunt țări unde deja, chiar vedem imagini, se stă la coadă pentru pâine. Nu reușește să ajungă acolo grâu astfel încât să asigure hrana. Ori trebuie să fim cumva liniștiți în ceea ce privește această problemă și pe partea asta de agricultură, domnul ministru Daia, care se bucură așa de mare încredere și de mare simpatie din partea atât a populației cât și a agricultorilor, să sperăm că va reuși să rezolve această problemă. Mai e și planul național strategic prin care s-au alocat 500 de milioane de euro. 400 de milioane sunt pentru acele canale secundare de care vă povesteam, iar 100 de milioane pentru legătura între suprafețele care urmează a fi irigate și canalele respective. La acest moment apa este gratuită, apa pentru irigații, care vine de la stația de pompare până la terenul persoanei respective și acolo unde au existat aceste canale se văd rezultatele. Producțiile sunt bune. Dacă o să mergeți spre zona de Constanța, spre zona de unde e canalul Siret-Bălăgan, în zona respectivă, o să vedeți producții foarte bune, deși n-a plouat, dar suprafețele au fost irigate. Ne-am fi dorit ca și în zona noastră să întâmple acest lucru. Din păcate, nu avem la acest moment posibilitatea de irigații și în urma proiectelor, probabil că o să reușim să dezvoltăm această parte. Doamna senator, în urma vizitei realizate de domnul ministru în zona noastră, au mai fost și alte aspecte, alte semnale de alarmă trase de producători agricoli? Da, au fost semnale trase de către producători agricoli, iar domnul Daia, nu reușesc să cei care au reușit să obțină o producție bună și mă refer aici la roșii, de exemplu la castraveți, se vaită de prețul mic cu care vând. Problema cea mai mare a producătorilor români este faptul că ei încă n-au depășit acea barieră de constituire a unor asociații agricole, să vândă prin intermediul asociațiilor agricole. Ca și producător individual este foarte greu să intri într-un lanț de magazine și să-ți desfaci marfa acolo, pentru că acel magazin are standarde de calitate, îți impune anumite cantități, ori tu nu poți livra pe tot parcursul anului. Dacă ai face parte într-o organizație, prin rotație s-ar putea cumva realiza acest lucru. Au fost îndrumați și în această direcție, cum să rezolve problema, sfătuiți. Și întotdeauna au avut ușa deschisă la Ministerul Agriculturii. Mai mult de atât, vedeți că dânsul merge foarte mult în teritoriu. Chiar dacă unii au comentat că a venit noaptea, că știu pe unde a fost, ministrul practic pe mine m-a bucurat faptul că a oprit și la noi, chiar în trecere fiind. Și am avut o discuție scurtă, ce-i drept, dar în care pot să semnaleze anumite semnale de alarmă, astfel încât ministrul să fie la curent cu tot ceea ce se întâmplă în teritoriu. Eu mi-aș dori astfel de miniștri pe care să-i văd trecând și prin Râmnicu Sărași, prin Buzău, oprind și stând de vorbă cu oamenii și mergând la fața locului ca să rezolve problemele de acolo. Dacă situația nu este chiar roz pe această parte de hrană, asigurarea alimentelor de bază, cum vom sta că va veni iarna la facturi, energia electrică, gaze naturale? Va exista o compensare?
Da, vedeți noastră că această compensare de care ne bucurăm cu toții sau, mă rog, reușește cumva să ne scadă, a reușit cumva să ne scadă facturile și care a fost într-adevăr ideea Partidului Național Liberal, practic să știți că se reflectă, este, o suportăm tot din buzunarele noastre. Ce înseamnă compensare? Înseamnă plafonarea prețului la nivelul consumatorului. Da? Adică eu, consumator, plătesc kilowattul cu un preț fix, indiferent de ceea ce face producătorul. Da? Pe lanțul de la producție până la distribuție. Diferența dintre prețul pe care îl dă producătorul și partea de distribuție față de ceea ce plătesc eu, o suportă statul, suportă guvernul. Da? Și vă întreb eu, guvernul de unde ia bani? Ia bani tot de la noi. Da? Practic, într-adevăr, noi, cei care consumăm mai puțin, pentru că știți că sunt limitate facturile, prețul în funcție și de consum, cei care beneficiază de această compensare, practic, statul ne ia într-un buzunar și pune în celălalt. Da? Se reflectă cumva tot din banii noștri. Și în opinia dumneavoastră, care este soluția? Partidul Social Democrat a propus și a susținut întotdeauna reglementarea pieței. Ce înseamnă reglementare? Deci compensarea am stabilit ce este. Reglementare înseamnă să am un preț maxim cu care vinde furnizorul. Da? Deci prețul respectiv și plus că îi limitez marja de profit. Îi stabilesc profitul într-o anumită marjă. Pentru că ce s-a constatat după această perioadă de compensare? Că profitul celor din care activează pe piața de energie, profiturile astea sunt foarte mari. Și atunci e normal să revenim la piața reglementată. Eu sper ca în coaliție să ia această decizie și să limităm atât marja de profit în funcție de prețul de producție, pentru că, vedeți noastră, și energia pe care o obținem pe partea de hidro, care e foarte ieftină, ajunge la același preț cu celelalte forme de energie pe care le obținem. E clar că profitul acolo este foarte ridicat. Și probabil printr-o impozitare progresivă mai agresivă pentru cei care doresc să obțină profituri mari, dar și pe partea asta de reglementare a prețului, domnule, suma maximă cu care poți să vinzi este asta și trebuie să te încadrezi în ea. Trebuie o analiză făcută. Deja am înțeles din ieșirea primului ministru că a avut o intervenție pe această temă și într-adevăr s-au convins și ei. S-a mers cumva când am votat și noi partea asta de compensare Partidul Social Democrat. De când nimic, trebuia făcut ceva. S-a mers pe buna credință a celor care activează pe piața energiei. E bine, s-a dovedit că nu toată lumea e de bună credință și atunci, clar, soluția este să revenim la piața reglementată. Și ce semnale primiți din partea cetățenilor? Ce să zic? Sunt îngrijorați. Sunt situații în care, de exemplu, li s-au ștornat facturile pe ultimele 3 luni și la acest moment nu au fost emise noile facturi. În urma compensării, după ce s-a venit cu legea compensării, și oamenii erau disperați la un moment dat. Dom'le, ce se întâmplă? De nu mai vine factura la curent electric? De ce? Bine, trebuie să stea liniștiți. Au în secunda în care își tornesc 3 facturi și trebuie să le refaci pe baza toată populația, vă dați seama că durează destul de mult pentru reglementare. Am spus-o și o repet în emisiunea dumneavoastră, nu ne așteaptă o perioadă și o iarnă ușoară, dar cu siguranță nu va fi ca 90-92, când, dacă vă amintiți, inflația era 180%, deci ajunsesem de valorizarea, era foarte bruscă. Trebuie să chivernisim fiecare bănuț și să avem grijă și de partea de consum. O să avem, probabil, la nivel de guvern, cu siguranță la nivel de partid și la nivel de partid, o poziție în ceea ce privește solicitarea Uniunii Europene de a scădea consumul la populație cu 15%. Ei bine, nu prea suntem pe aceeași lungime de undă, în condițiile în care noi putem să avem rezerve
și putem produce atât gaze naturale, la Caragele avem rezervă de gaze naturale, putem produce noi românii, vorbesc de România, nu este în regulă să punem presiune și să știu eu să închidem iluminatul public noaptea. E posibil să se întâmple și lucrul ăsta la un anumit moment, da, dar să o facem noi din proprie inițiativă, nu să ni se impună. Când Germania lua gaze naturale la un preț foarte mic de la Federația Rusă, nu s-a vorbit de principiul solidarității. Acum și orice decizie în aceasta, cred, da, opinia mea, că va veni cu o altă situație riscantă pentru populație și da, tot așa. Clar. Adică trebuie cumva văzut. Eu sunt convinsă că fiecare dintre noi nu mai stă cu, știu eu, cu lustra, cu 5 becuri aprinse, nu prea lăsăm mai două. Permit oamenii, exact, da, să și facă de risipă. La sine economia asta se face de fiecare dintre noi. Da, la locul de muncă să avem grijă cu risipa și cu toate aceste lucruri. Suntem conștienți că trebuie să, că o să traversăm o perioadă grea. Veștile nu sunt deloc bune nici pentru cei care au credite imobiliare, din câte înțelegem de la specialiști. Da, a crescut roborul, a trecut de 8 și sfatul specialiștilor este să meargă la bancă să renegocieze contractele și cumva să renunțe la robor, să nu mai aibă creditul aliniat aici. E destul de greu și băncile au crescut un pic dobânzile la depozite, dar foarte puțin comparativ cu partea de împrumuturi și cu partea de inflație, care vedeți că totuși e amploare. Nu depinde doar de guvernul României și de modul cum e, de politicile publice interne. Uitați-vă că am rămas cumva o oază de stabilitate în zonă, că toate amenințările astea militare, vedeți acum și în Afganistan și în partea asta de Ucraina, și noi suntem cumva o oază de stabilitate și trebuie să rămânem așa, chiar dacă o să o ducem un pic mai greu. Și să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși. Am ajuns și la acest subiect. Care este evoluția acestui val pandemic? Da, aș lua-o de la nivelul municipiului Râmnicu-Sărat, unde săptămâna trecută mai erau câteva locuri disponibile în spital. Deci este clar că numărul de infectări crește, că virusul se transmite mult mai ușor decât în dățile trecute și prin prisma faptului că nu mai purtăm mască, mă rog, am lăsat-o mai ușor și cu măsurile astea de protecție, nu știu câți dintre noi mai au grijă în permanență înainte de a intra în casă, știți că ne curățam încălțămintea, mergeam la baie direct, lăsam plasele, sacoșele cumpărăte clorul afară, de pe străzi, da, nu? Da, exact. Dar semnalul este că cazurile nu mai sunt așa de grave. Și așa cum spunea și domnul ministru Rafila, trebuie să stăm cu ochii îndreptați nu către numărul de infectări, ci către presiunea care este pusă pe mediul spitalicesc. Dacă aceste cazuri nu sunt grave, li se recomandă, sunt evaluați și li se dă tratament pacienților și li se dă voie să stea la domiciliu. Perioada de izolare știți că este de 5 zile. Se găsesc ca și măsuri, s-au redeschis acele centre de evaluare unde se poate testa gratis și unde sunt evaluați și îndrumați și obțin rețetă pentru tratament. Totodată în farmacii există antiviralele, avem acces la antivirale. Nu se impună restricții deocamdată și sperăm că nici în viitor nu se vor lua astfel de restricții. Am înțeles totuși că Germania își dorește să impună masca în școli dacă va crește numărul de cazuri și în spațiile închise. Și probabil mijloacele de transport. Da, și mijloacele de transport. La noi deocamdată nu. Dar cine simte nevoia, știe că e răcit sau este mai sensibil în ceea ce privește starea de sănătate, este bine să protejeze. Obligativitatea vaccinării, închiderea populației în case, pentru că asta se întreabă tot românul. Oare o să retrăim acele vremuri?
Da, e bine să nu dăm curs zvonisticii și nici să... Care sunt semnalele dumneavoastră, da, ce semnalele, știți dumneavoastră? Deci, din ce știu eu și din declarațiile domnului ministru, nu se va întâmpla acest lucru. Școala va începe în format normal, nu în, știu eu, online sau hibrid. Nu se va impune mască decât dacă știu eu numărul de cazuri, asta spuneam, vor fi grave și presiunea pe spital va fi foarte mare. Dar încă o dată spun, fiecare dintre noi trebuie să fie responsabil. Din ce cunosc, nu e, deci nu e o boală, mă rog, eu ca o răceală mai gravă la acest moment, valul acesta, și cei care au probleme în general cu răcelile trebuie să aibă grijă. Vaccinarea nu e obligatorie. Din septembrie vom avea și vaccinuri adaptate noi tulpin, pentru că evoluează, specialiștii aici sunt un pic îngrijorați în ceea ce privește evoluția, în ce direcție o ia virusul și cum evoluează, dar se lucrează în permanență. Nu mai e frica de acum 2 ani, când nu știam cu ce ne confruntăm. Tratamente există, oamenii sunt mai relaxați. Și în continuare să respectăm măsurile de igienă, exact, și prevenție. Da. Asta e depinde important, de noi. Da, da, este, da, foarte important să ne protejăm. Cât putem, că știți cum e. Nu poți să o faci în permanență și cât de bine te-ai proteja dacă intri în contact cu cineva care e bolnav. Poate fi și asimptomatic, fără să știe. Și măsurile... O lecție pe care sper eu că am învățat-o mulți dintre noi. Da, în general, în spital, cel puțin în Râmnicu Sărat, sunt persoane în vârstă și câțiva copii. Au fost săptămâna trecută câțiva copii, 5 copii, din câte știu eu, și, în general, persoane trecute de 60 de ani. Doamna senator, cum a fost la școala de vară a doamnelor social-democrate sau școala de vară a tinerilor social-democrați buzoieni? Da, în perioada 22-24 iulie, în Mamaia Nord, s-a organizat pentru regiunea de sud-est școala națională a femeilor social-democrate, școala de vară, cum îi spunem noi. Au fost 2 ani în care nu ne-am întâlnit și... Deși noi ne așteptam să mai mergem, să avem și puțin timp de plajă, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Au fost 3 zile pline, cu un program încărcat de la 9 până la 5 după amiaza, timp în care, în general, doamnele care au participat acolo sunt și decidenți, consilieri locali, consilieri județeni. Am avut și pe doamna primar de la Puiești, din zona Râmnicului. Și au fost persoane care au venit și ne-au informat în ceea ce privește modificările legislative care influențează comunitățile locale, dar și posibilitățile de a aplica pe diverse proiecte, astfel încât să se dezvolte comunitățile locale. Modalitatea de a accesa aceste proiecte, documentele necesare, echipele de proiect și monitorizarea, respectiv monitorizarea. Sunt implicate doamnele din PSD? Da, sunt foarte implicate și foarte ambițioase și doresc cu orice preț ca legea care a trecut de Senat și care prevede ca 30% din aleșii locali pe listele electorale să fie femei. Noi suntem, ca și număr la nivel național, noi doamnele, suntem 50% femei, 50% bărbați, dar când ne ducem și ne uităm în cum se reflectă acest număr în Parlament, în guvern, știți că în guvern avem o singură femeie și din partea Partidului Social Democrat, o să vedem că stăm foarte rău, noi doamnele, adică avem undeva 17% în Parlament. Cele mai multe doamne sunt de la Partidul Social Democrat. Și trebuie să stimulăm cumva această situație prin participarea doamnelor la viața politică, dar și prin forțarea partidelor politice să pună pe poziții eligibile, pentru că dacă vă uitați pe liste, niciun partid nu duce lipsă de doamne, doar că le pune întotdeauna undeva în partea de jos a listei, ca să ridice lista de cele mai multe ori, sau știu eu, le pune în partea de sus și apoi doamnele își dau demisia și obțin alte funcții.
Deci a trecut, asta vroiam să spun, că a trecut de Senat și este în dezbatere la Camera Deputaților. E adevărat, cu slabe șanse de a trece de Camera Deputaților, dar la Senat noi, doamnele, toate doamnele, toate partidele, am reușit să facem lobby și să trecem legea care spune că 30% din reprezentanții și aleșii locali, județeni și parlamentari să fie femei. În sensul următor, dacă primul loc pe listă îl ocupă o femeie, următoarele două locuri bărbat, dacă primul loc este ocupat de un bărbat, următoarele două locuri de către femei și tot așa. Și asta ar oferi șansa ca pe poziții eligibile să fie și doamne. Suntem foarte apreciate de colegii noștri din partid, dovadă că am avut prezenți reprezentanții partidului, a fost și domnul Cian Romașcanu și președintele partidului, domnul Macer Ciolacu, dar am avut și din zona de societate civilă, de partea de la SNSPA, astfel încât să ne dezvoltăm și pe partea de comunicare foarte bine, pentru că nu poți să faci politică dacă nu ești un bun comunicator. Degeaba vii cu politici bune dacă nu le faci publice astfel încât oamenii să le cunoască. Vă spuneam că au fost 3 zile pline, am prins plajă doar în ultima zi, în duminică, și aici suntem deficitari, probabil că ar trebui undeva stabilit. Din partea județului Buzău au participat 22 de doamne. Eu am fost foarte încântată pentru că inițial am avut un număr ca și target 15 doamne pe județ, iar din județul nostru au fost doamne care și-au dorit neapărat să meargă și a trebuit în permanență să cer suplimentare și am luat de la celelalte județe locuri ca să meargă doamnele noastre. Spiritul de echipă e bun, eu sunt optimistă, mă uit și la vârsta doamnelor care intră în politică și sunt foarte încântată pentru că nu mai intră în politică la 42 de ani cum am intrat eu, ci încep de la o vârstă mai mică și foarte bine apreciez acest lucru. Și m-aș lega de perioada, de săptămâna aceasta, în care săptămâna trecută, de fapt, în care a avut loc la Râmnicu Sărat Școala Tineretului Social-Democrat pentru municipiul Râmnicu Sărat și pentru localitățile limitrofe, cele 14 localități arondate Râmnicului Sărat. Florin Ceparu a fost cel care a fost nucleul și sufletul. El a organizat, el s-a implicat foarte mult și a reușit să strângă... Am avut participare și peste 100 de tineri pe zi. Au fost foarte preocupați de partea financiară, de partea de accesare de fonduri pe partea de tineret, dar și de viața politică, cum să se implice în viața politică, să influențeze primarul și Consiliul Local să rezolve problemele comunității și problemele tinerilor în special. Sperăm să-i vedem implicați la nivel local, la nivel județean. Da, așa au lucrat foarte bine în echipe, că s-au făcut și pe mese de lucru, s-a lucrat în echipă. Rămâne doar să se implice și să îmbine cumva, întotdeauna le-am spus că trebuie să dezvolte profesional, să fie foarte bun în ceea ce fac și apoi să intre în politică. Vă mulțumim foarte mult, doamna senator. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit în ediția de astăzi. Dacă au întrebări, sesizări, noi așteptăm dumneavoastră, bineînțeles, la cabinetul parlamentar. O seară liniștită, numai bine, la revedere! Presa Liberă Trecere.